conexiune istorică, căsătoria și temerea de Domnul. Dumnezeu a umplut lumea de oameni și este privilegiul lor să mănânce, să bea, să facă afaceri și să se căsătorească. Însă, ești în siguranță dacă faci toate acestea în temere de Dumnezeu. În lumea aceasta ar trebui să trăim cu gândul la lumea veșnică. Gândul căsniciei pare să aibă putere magică asupra minților multor tineri. Două persoane fac cunoștință, se plac și devin absorbite una de cealaltă. Pasiunea le orbește rațiunea, iar discernământul este lăsat la o parte. Ei nu vor asculta de niciun sfat sau de vreo măsură de control, ci vor insista să-și urmeze propria cale, indiferent de consecințe. Asemenea unei epidemii sau boli contagioase, ce trebuie să-și urmeze cursul, pasiunea a pus stăpânire pe ei și pare că nu există nimic care să o oprească. Poate că în jurul lor se găsesc oameni care își dau seama că dacă cei interesați s-ar căsători, căsătoria lor s-ar concretiza într-o existență nefericită de o viață. Dar rugămințile și îndemnurile sunt în zadar. Poate că printr-o astfel de uniune, utilitatea celui pe care Dumnezeu l-ar binecuvânta în serviciul său va fi schilodită și distrusă. Raționamentele logice și discursurile convingătoare sunt deopotrivă nebăgate în seamă. Tot ceea ce bărbații și femeile cu experiență pot spune se dovedește a fi fără niciun efect. Nu există nicio putere care să schimbe decizia către care i-a condus dorințele lor. Și-au pierdut interesul pentru întâlnirile de rugăciune și pentru tot ce ține de religie. Sunt absorbiți în întregime unul de celălalt, iar îndatoririle din viața lor sunt neglijate de parcă ar fi probleme de mică importanță. Noapte după noapte, acești tineri consumă curentul până la miezul nopții ca să vorbească între ei. Oare au subiecte de natură serioasă și solemnă? Nu. Mai degrabă despre lucruri frivole, lipsite de importanță. Îngerii, aflați de partea lui Satana, îi urmăresc pe cei care își dedică o mare parte din noapte făcându-și curte. Dacă ar avea ochii deschiși, ar vedea un înger care le înregistrează cuvintele și acțiunile. Legile sănătății și modestiei sunt încălcate. Ar fi mai potrivit ca o parte din orele dedicate curteniei să fie lăsate pentru o perioadă dinaintea căsătoriei, înainte de a intra în viața de căsnicie. În general, evlavia și devotamentul manifestate în timpul zilelor, când îi făcea curte să sfârșesc odată cu căsătoria. Orele din noapte risipite în această epocă de depravare, de obicei au dus la ruinarea ambelor părți implicate. Satana se bucură, iar Dumnezeu este dezonorat când oamenii se dezonorează pe ei înșiși. Bunul nume al onoarei este sacrificat sub vraja acestei orbiri, iar căsătoria unor astfel de oameni nu poate primi aprobarea lui Dumnezeu. Ei se căsătoresc deoarece pasiunea i-a îndemnat să o facă, iar atunci când noutatea aventurii s-a încheiat, încep să-și dea seama ce a făcut. La 6 luni după ce au fost rostite jurămintele, sentimentele în privința celelalte persoane încep să se schimbe. Trăind împreună, au aflat mai multe despre personalitatea partenerului, partenerei. Fiecare descoperă imperfecțiunile care nu erau evidente în timpul orbirii și nebuniei din timpul relației dintre ei. Promisiunile făcute la altar nu îi leagă. Consecințele căsătoriilor grăbite, chiar și între oamenii dedicați lui Dumnezeu, includ separări, divorțuri și o mare confuzie în biserică. Această modalitate de căsătorie este una dintre specialitățile lui Satana, care are succes aproape de fiecare dată. Când oamenii mă caută pentru sfaturi privind acest subiect, am un sentiment dureros de neajutorare. Pot să le spun cuvintele pe care Dumnezeu vrea să le spun. De obicei, însă ei pun sub semnul întrebării fiecare idee și invocă propria înțelepciune pentru a-și îndeplini scopurile. Iar în cele din urmă, asta și fac. Par să nu aibă nicio putere de a-și stăpâni propriile dorințe și înclinații și se căsătoresc în ciuda tuturor
avertismentelor. Nu se gândesc la această chestiune cu grijă și cu rugăciune, lăsând problema în mâinile lui Dumnezeu pentru a fi conduși și călăuziți de Duhul Său. Temerea de Dumnezeu nu pare să aibă vreo importanță în ochii lor. Ei cred că înțeleg problema în întregime, fără să aibă nevoie de înțelepciunea pe care o poate da Dumnezeu sau de sfaturile altor oameni. Când este prea târziu, află că au greșit și că și-au periclitat fericirea din această viață și salvarea propriilor suflete. Nu vor recunoaște că, în afară de ei, toți știau câte ceva despre chestiune și că, dacă ar fi primit sfaturile, ar fi fost scutiți de ani de anxietate și supărare. Dar sfaturile sunt lepădate doar de cei care sunt hotărâți să-și urmeze propriul drum. Pasiunea îi poartă pe astfel de indivizi dincolo de orice barieră pe care rațiunea și gândirea o pot ridica. Dragostea este o plantă de origine cerească. Ea nu este irațională și nici oarbă, ci pură și sfântă. Însă pasiunea inimii firești este cu totul altceva. În timp ce dragostea pură îl va face pe Dumnezeu părtaș la planurile lor și va fi într-o armonie perfectă cu Duhul lui Dumnezeu, pasiunea e încăpățânată, pripită, irațională, sfidătoare, față de orice restricție și va face un idol din obiectul preferat. În comportamentul celui care posedă dragostea adevărată se va arăta harul lui Dumnezeu. Modestia, simplitatea, sinceritatea, moralitatea și religia vor caracteriza fiecare pas făcut spre o alianță în căsătorie. Cei care sunt astfel îndrumați nu vor fi absorbiți de prezența celuilalt, pierzându-și interesul pentru întâlnirile de rugăciune și pentru serviciul religios. Pasiunea lor pentru adevăr nu va muri făcându-i să neglijeze oportunitățile și privilegiile pe care Dumnezeu, prin harul Său, li le-a pus la dispoziție. Dacă bărbații și femeile au obiceiul să se roage de 2 ori pe zi, înainte să ia în considerare căsătoria, atunci când anticipează acest pas, ar trebui să se roage de 4 ori. Căsătoria este ceva care vă va influența și afecta viața, atât în lumea aceasta, cât și în cea viitoare. Un creștin sincer nu va avansa cu planurile sale în această direcție fără să aibă aprobarea lui Dumnezeu. El nu va dori să aleagă pentru el însuși, ci va simți că Dumnezeu trebuie să aleagă pentru el. Noi nu trebuie să ne satisfacem propriile plăceri, căci nici Hristos nu a făcut asta. Nu vreau să se înțeleagă că sfătuiesc oamenii să se căsătorească cu persoane pe care nu le iubesc. Acest lucru ar fi un păcat, dar nu trebuie să permitem capriciului și naturii emoționale să ne ruineze viața. Dumnezeu dorește să ne predăm Lui întreaga inimă și sentimentele. Fiți binecuvântați ca să lăsați pe Dumnezeu să aleagă în locul vostru și El va alege ce este bine pentru voi. Domnul cu voi!